Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi-apreciați atât de mult lucrările. Vreau să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Mulțumesc abonatelor mele. Mulțumesc și celor care încă nu sunt abonate, dar sunt sigură că o să se aboneze pentru că voi face alte și alte tutoriale și dacă dați click pe abonează-te și pe clopoțel, veți primi notificare de fiecare dată când postez un nou tutorial. Nu vă costă nimic, asta știți, v-am mai spus, doar că am făcut acest model și mi-a plăcut atât de mult și am zis să împărtășesc cu voi acest model pentru că este foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Așa, pentru aceasta vom avea nevoie de talpă. Eu am talpile acestea mai de mult. Acum am reușit să le pun în lucru. Nu au un număr, nu au, au un număr, doar nu au nume. Sunt cu găurile aici, asemănătoare cu tălpile Bombo. Dar se poate face pe orice talpă, nu neapărat pe talpa aceasta. Așa, vreau să vă arăt că între găuri aici este 0,8 milimetri. Da? Deci de la gaură la gaură avem 0,8 milimetri. Exact ca și la tălpile Cezara. De aceea o să vă arăt cum facem primul rând. Eu am cusut în talpă. Vedeți că aici este cusătura în talpă și este cusut cu ață cerată. Ața cerată o găsiți și la fetele care au tălpi, au asemenea ață. Așa, acum vom lua croșeta numărul 2 și vom începe să lucrăm. Deci băgăm croșeta din interior spre exterior. Și vom trage firul cu totul pe partea aceasta. Băgăm din nou croșeta. Tragem firul. Da? Cam atât cât să ajungă la cealaltă gaură. Băgăm din nou croșeta. Eu am găurit cu sula. Am perforat de jur împrejur. Așa, tragem firul, băgăm din nou croșeta, tragem firul. Vedeți ce frumos se așează. Deci și la tălpile Bombo puteți face la fel. Și vom lucra de aici, din astea. Deci dacă aveți tălpi care au găuri deasupra, cum este a mea, și nu trebuie neapărat să aibă un centimetru între ele, este, v-am zis și la mine, 0,8. Așa. Și mergem mai departe până mergem de jur împrejur așa până ajungem din nou aici, unde vă voi arăta cum am încheiat. Eu am lucrat cu croșeta numărul 2. Acum am ajuns aproape la sfârșit. Ops. Așa. Deci dacă țineți cu degetul de el aici, la distanța care vă trebuie, nu se mai strânge foarte tare. Deci trebuie strâns să fie pe
lipit aici, dar nu exagerat de strâns ca să strângă talpa. Deci am ajuns aici. Acum vom face în felul următor. Mai băgăm o dată croșeta. Tragem firul. Mai mergem o dată peste celălalt. Tragem firul și îl tragem mai mult. Acum vom tăia firul. Vom trage aici. Doamne, acum se agață mai rău. Deci băgăm croșeta, tragem firul pe cealaltă parte, așa, și acum îl tragem înapoi. Da? Vedeți că nu se vede aici așa rău. La fel și cu firul cu care am început. Îl tragem în jos odată. Și apoi înapoi în sus. Și apoi le vom lucra firele, capetele de fire, ambele când lucrăm. Uite dacă vrea să vină. Ia, hai să-l păcălim noi cumva. Gata. Deci, am ajuns la capăt cu aceasta. Acum luăm croșeta de numărul 3. Luăm firul panglică. Este un fir panglică de 3 mm. Și vom începe să lucrăm. Deci v-am zis, aici avem găurile mai apropiate și vom lucra ca și pe talpa cezară. Într-un spațiu vom face un piciorul scurt, da? Un piciorul scurt. Apoi vom face două piciorușe scurte. Până încep. Deci în al doilea facem două. În următorul facem una. Dar dacă lucrați pe talpă pe care ați măsurat-o din centimetru în centimetru, veți face în fiecare spațiu câte două piciorușe scurte. Deci doar la asta. Dar se poate lucra și cuprinderea cealaltă. Un moment că vă arăt. Deci se poate lucra și cu prinderea aceasta și atunci se fac câte două piciorușe scurte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deci se poate lucra și așa sau așa și dacă împungeți, deci faceți cu prinderea aceasta interioară, atunci tot așa, dacă măsurați din centimetru în centimetru, va trebui să faceți câte două în fiecare. Doar dacă lucrați pe talpă cezară sau pe o talpă cu găuri. Talpa care are găurile mai dese, atunci veți face într-un spațiu un picioruș în următorul două piciorușe. Da? Se vede. Două, una, două. Acum voi face 1. Și din nou 2. Și mergem așa până la ajungem din nou aici. Acum că am ajuns aproape la capăt, vedeți că am prins
și firul cu care am cusut în talpă. Deci dacă măsurați din centimetru în centimetru, este o talpă pe care o măsurați din centimetru în centimetru, veți merge cu două piciorușe scurte în fiecare spațiu. Dacă este o talpă cu găurile, între găuri 0,8, atunci veți face două și un picioruș. Deci un picioruș, două piciorușe, aici un picioruș, două piciorușe. Așa. Și un picioruș și mai facem un picioruș din coace. Așa, acum că am ajuns la capăt, vom băga prin primul picioruș scurt, tragem bucla, facem pas alunecat, facem un ochi de lan și mergem din nou cu un rând de piciorușe scurte. Acum vom face piciorul scurt în fiecare picioruș scurt din rândul anterior. Și vom merge așa de jur împrejur. Apoi vă voi arăta rândul 3 cum l-am făcut eu. Rândul al treilea l-am făcut așa. Și apoi vom începe modelul. Deci mergem cu rândul acesta de jur împrejur cu piciorușe scurte în fiecare picioruș scurt. Ups. Așa. Trebuie să învăț să lucrez mai încet un pic pentru ca să se vadă ce lucrez. Deci mergem așa cu piciorușe scurte de jur împrejur. Acum că am ajuns cu al doilea rând de piciorușe scurte la capăt, vom împunge în primul picioruș scurt, facem pas alunecat, facem un ochi de lanț și acum, al treilea rând, eu l-am făcut în felul următor. Nu băgați în prima, ci cu un rând mai jos. Da? Deci nu băgăm în prima, ci cu un rând mai jos. Nu aici, aici. Deci, când am terminat, am făcut piciorul și alunecat, am făcut ochi de lanț și acum nu băgăm aici, băgăm mai jos cu un rând și mergem așa în fiecare ochi mai jos cu piciorușe scurte. Deci băgăm mai jos, nu aici, băgăm aici și facem piciorușe scurte. Și mergem așa, de jur împrejur. După ce am ajuns la capăt și cu al treilea rând, deci voi puteți să-l faceți simplu, puteți să-l faceți așa cum îl fac eu. Asta este opțional. Eu vă arăt cum am lucrat eu și voi faceți cum doriți. Deci nu am băgat în prima, ci mai jos cu una în aceeași direcție. Așa, acum am ajuns la capăt. Facem și ultimul. Așa. Facem un... Băgăm prin primul ochi, tragem și facem un pas alunecat. Tragem bucla din nou și vom tăia firul. Apoi vom începe partea din față. La acest pantof am început cu 8 piciorușe scurte.
Deci căutăm mijlocul și facem cele 8 piciorușe scurte. Apoi vom face 3 rânduri de piciorușe scurte și voi începe modelul. Deci facem 8 piciorușe scurte. Una, două, trei, patru, cinci, șase, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Ați văzut că în timp ce am lucrat am prins și capătul firului. 7 și ultima, 8. Acum ne întoarcem și nu în prima, în a doua vom merge din nou cu piciorușe scurte. Și ultimul sau primul cu care am început să iau un pic mai greu. Așa, apoi vom face două piciorușe alunecate. Băgăm croșeta din exterior spre interior, tragem bucla, o tragem și prin cea de pe croșetă și încă una. Deci facem două piciorușe alunecate. Ne întoarcem și facem din nou piciorușe scurte. Și vom face așa 3 rânduri. Deci la fel, când ajungem pe partea asta la altă, facem din nou 2 pași alunecați. 1, 2 și ne întoarcem. Și vom lucra piciorușe scurte. Și vom face cele 3 rânduri. 1, 2, 3. Acum, după ce am ajuns cu al treilea rând, 1, 2, 3, am ajuns aici. De data aceasta vom face 3 pași alunecați. 1, 2, Doamne, că iar ne-a scăpat. 2, 3. Deci, 1, 2, 3. Am făcut 3 pași alunecați. Vom face un ochi de lanț. Vom lua jeteu. Și vom împunge 1, 2 în al treilea aici. Și vom face picioruș dublu. Facem un ochi de lanț, luăm jeteu, unul lăsăm liber. În următorul facem din nou picioruș dublu. Un picioruș de lanț, luăm jeteu, unul liber. Și din nou, îmi cer scuze că începe croșeta și să scârțiem. Așa, din nou, un ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, lăsăm unul liber, picioruș dublu. E o căldură la noi îngrozitoare. Picioruș de la un ochi de lanț. Unul lăsăm liber, în următorul lucrăm. Ochi de lanț, luăm jeteu și în ultimul facem
ultimul picioruș dublu și vom face un loc de lanț. Vom lăsa unul liber și în următorul vom împunge și vom face primul pas alunecat, apoi încă unul. Deci pe partea aceasta vom face tot doi pași alunecați pentru că aici mai lăsăm unul. Acum când ne întoarcem, vom face în felul următor. Facem un loc de lanț, băgăm croșeta prin spațiu de aici, tragem bucla, luăm din nou jeteu, deci loc de lanț, tragem bucla, jeteu și tragem bucla. Vedeți, avem patru fire. Tragem prin toate patru, facem un loc de lanț și în următorul. Tragem bucla, jeteu, tragem bucla și din nou un loc de lanț. Deci, prima dată băgăm și tragem bucla, apoi jeteu și tragem bucla și lucrăm și facem un loc de lanț. Băgăm croșeta, tragem bucla, jeteu, tragem bucla, tragem prin toate și loc de lanț. Și din nou facem același lucru. Tragem bucla, jeteu, tragem bucla. Așa. Și din nou. Așa. Și am ajuns la ultimul. Facem un loc de lanț. Aici nu vom mai lăsa ochii între ele, ci în următorul vom face primul picioruș alunecat, al doilea și al treilea. Ne întoarcem, luăm jeteu și aici, în spațiu de aici, vom băga croșeta și vom face primul picioruș dublu. Facem un loc de lanț. Următorul picioruș dublu nu-l vom băga aici, ci aici. Da? Deci nu aici, ci aici între ele. Și din nou loc de lanț. Și din nou nu aici, ci aici. Un loc de lanț și din nou, vedeți, nu băgăm aici, ci băgăm aici. Acum vă arăt în mai multe feluri, să vedeți voi care îl pricepeți mai bine. Un loc de lanț, luăm jeteu, loc de lanț, luăm jeteu. Și observați, nu aici, ci dincoace de firul acela. Loc de lanț. Nu în gaura asta, ci de desubt. Loc de lanț. Din nou. Loc de lanț și vom băga aici. După ce am făcut aceasta, vom lăsa unul liber și în următorul vom face
Un picioruș alunecat, două picioruși alunecate. După ce am făcut cele două picioruși alunecate, nu mai facem ochiul de lanț, ci băgăm direct aici, în margine, și facem piciorușele scurte. Ochi de lanț. Deci am făcut ochiul de lanț, tragem bucla, luăm jeteu, tragem bucla. Vedeți ce frumos iese modelul. Așa, deci am făcut ochi de lanț, tragem bucla. Așa. Tragem bucla. La următorul rând, să-l țin să nu bată. Deci băgăm și aici. La următorul rând, îmi facem felul următor. Deci aici nu lăsăm ochi liber, aici este lucrat. Facem 2 pași alunecați, 3 pași alunecați. Așa. Și ne întoarcem. Și acum vom face în felul următor. Vom face un ochi de lanț și nu vom băga aici, ci în următorul. Știu cum să-l țin. Să-l vedeți și voi, să-l pot și lucra. Deci băgăm în următorul. Facem ochi de lanț, luăm jeteu și mergem așa până la capăt. Acum când am ajuns la capăt cu rândul, nu vom mai băga aici, ci vom face un ochi de lanț și ne vom prinde direct, nu în asta, în următoarele vom face două piciorușe alunecate. Așa. Și ne vom întoarce din nou cu, facem un ochi de lanț, așa, și mergem cu el până la capăt. Acum când am ajuns la capăt, facem din nou 3 piciorușe alunecate. 1, 2, 3. O luăm jeteu și ne întoarcem și vom împunge în primul spațiu. Vom face picioruș dublu. Ochi de lanț, picioruș dublu. Ochi de lanț, picioruș dublu. Deci, după cum v-am mai zis, nu aici, ci dincoace.
Așa. Din nou piciorul dublu. Ce vreau să vă mai spun? Eu fac tutorialele pentru a învăța lucrările, cum se lucrează, modelele ce le fac eu. Am primit întrebări și despre papuci, despre fir, despre fetelor, dacă ascultați tutorialul, în fiecare tutorial spun și ce talpă este și ce fir este. Dacă îmi scrieți mesaje private cu chestii din astea, deci aici am lăsat unul liber, am făcut două piciorușe alunecate și vom începe din nou să facem grupul de piciorușe scurte, ochi de lanț. Cu ce fir, cu ce croșetă, cu ce. Am întrebat, ați văzut tutorialul? Da. Fetelor, n-are rost să spuneți da dacă nu l-ați văzut. Că dacă îl vedeați, nu mă mai întrebați de fir, de croșetă, de. Așa, acum mergem până la capăt. Acum, dacă nu ați înțeles ceva, normal că vă ajut, că de-aia îl și fac ca să vă ajut. Dar chestii din astea, așa, sincer, am și eu de lucru, am și eu de făcut unele treburi și. Na. Dar în limita timpului disponibil, eu vă ajut pe cât pot. Deja mă enervează pe mine că tot bate așa, dar nu știu cum să o țin. Ca să puteți vedea și voi, să pot lucra și eu. Așa, și facem și în ultimul. Deci eu v-am arătat la fiecare rând cum am lucrat. Aici vom face 3 pași alunecați. 1, 2, 3. Deci avem 1, 2, 3. Acum asta e al patrulea și vom face ultimul rând de piciorușe duble. Deci luăm jerbeul. Am ajuns aici la capăt. Facem un ochi de lanț. Am luat cele 3 piciorușe alunecate. Un ochi de lanț. Băgăm. Ah, nu facem ochiul de lanț la rândul acesta. Deci am făcut cele 3 piciorușe alunecate. Luăm jeteu și băgăm în primul spațiu. Facem ochi de lanț și mergem așa mai departe până la capăt. Mergem cu ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț. Acum când am ajuns la capăt, vom lăsa una liberă și în următoarea vom face primul picioruș dublu și al doilea picioruș dublu.
Așa, acum vom face în felul următor. Vom merge cu piciorușe scurte. Deci, unde este piciorușul dublu? Facem un picioruș scurt. Unde este lanțul? Facem din nou un picioruș scurt. Și vom merge așa până pe partea cealaltă. Așa. Deci mergem cu piciorușe scurte până pe partea aceasta. Am ajuns la capăt cu piciorușele scurte. Deci aceasta este partea din față. Și acum vom merge cu piciorușe scurte. Primul rând cu piciorușe scurte simple, dar aici în spate vom face ridicătura. Ca să facem ridicătura, vom număra prima dată 17 piciorușe scurte. Și pe o parte și pe alta. Deci ăsta e lucrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deci punem semnul aici. La fel numărăm și pe partea aceasta. Acesta este lucrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deci vom pune și aici semnul. Așa, acum mergem cu piciorușe scurte. Deci am ajuns la capăt și vom merge cu piciorușe scurte până la semnul galben. Deci mergem cu piciorușe scurte până aici. Deci am mers cu piciorușe scurte până la semn. Acum ajungem la semn. Așa, ne vom întoarce și nu în primul, ci în al doilea vom face primul picioruș scurt. Și vom merge așa până la semnul albastru. Mergem cu piciorușe scurte până la semnul albastru. Acum că am ajuns la semnul albastru, ne vom întoarce din nou și nu în primul, în al doilea vom face primul picioruș și vom merge cu piciorușe scurte de data aceasta. Vom merge cu piciorușe scurte până aici. Acum că am ajuns aici la capăt, da, asta este lucrat. Vom face doi pași alunecați. 1 și 2. După ce am făcut doi pași alunecați, luăm jeteu și în al treilea. 1, 2 și în al treilea vom face primul picioruș dublu. Facem picioruș dublu, un loc de lanț, luăm jeteu, picioruș dublu,
Acum, fetelor, voi dacă pantoful este o mărime mai mare și vreți să faceți mai multe găuri aici, e ok să faceți și lăsați număr fără soț aici. Deci puteți să faceți sau puteți să mergeți de jur împrejur, doar că mie mi se pare că nu o să țină foarte bine călcâiul atunci. Acum eu vă spun de toate, voi alegeți. Da? Deci mergem cu piciorușe scurte până cu piciorușe duble, în loc de lanț, picioruș dublu până aici la margine. Acum, după ce am făcut piciorușele duble, am ajuns aici, deci lăsăm liber. Am ajuns aici la capăt. Da? Lăsăm un loc liber și în următorul facem primul picioruș scurt. Și mergem cu piciorușe scurte până ajungem pe partea aceasta. Când ajungem pe partea aceasta cu piciorușele duble, până unde avem ridicătura, se vede. Acum nu ne mai trebuie semnele pentru că se vede. Așa, deci am ajuns aici. Și vom face în felul următor. Vom lua jeteu și în primul ochi nelucrat vom face primul picioruș dublu. Of, Doamne. Deci mă chinui foarte rău pe masa aceasta, dar așa. Acum vom face un loc de lanț și vom merge, lăsăm unul liber și în următorul și vom merge așa până aici. Deci, ochi de lanț, piciorul dublu, ochi de lanț, sărim unul și mergem până ajungem la partea din față. Acum, când am ajuns din nou la partea din față, facem un loc de lanț. Luăm jeteu și ultimul picioruș dublu. Așa. Acum vom lua două piciorușe scurte. Deci nu lăsăm ochi liber aici, facem două piciorușe scurte. Așa. Ne întoarcem și vom face rândul acesta. Da? Deci facem un loc de lanț și aici băgăm croșeta, luăm jeteu, tragem cu croșeta, tragem prin toate patru, ochi de lanț. Așa. Deci facem aici cele trei, tragem prin toate patru, facem loc de lanț din nou. Era să iau jeteu și înainte, dar nu trebuie, că pe urmă iese prea grosolan. Așa, și acum am făcut ultimul ochi de lanț și vom împunge.
Deci ochiul de lanț vine pentru piciorușul dublu. Vom împunge aici. Vom merge cu piciorușe scurte până pe partea aceasta aici, unde vom face din nou o ridicătură. Deci când mergem cu grupurile acestea de piciorușe scurte, vom face și ridicătura la spate. Și am ajuns până aici, ne întoarcem și în al doilea împungem, mergem din nou până aici, piciorușe scurte. Și revenim și mergem cu modelul. Deci mergem cu piciorușe scurte. Și vom mai repeta încă o dată rândurile acestea care le-am făcut. Deci mergem până aici, ne întoarcem și vom începe să facem modelul și pe partea aceasta. Așa, am ajuns aproape la capăt. Da, mai avem două. Așa, vom face un loc de lanț și vom face piciorușele de modele. Ups. Așa. Deci când venim cu grupul acesta de piciorușe scurte, doar atunci facem ridicătura. Când mergem cu piciorușele duble, mergem și în spate cu piciorușe scurte. Deci în spate vom merge cu piciorușe scurte. Deci facem și rândurile următoare, exact ca și acestea. Acum vă mai arăt un pic la capăt, unde vom lua din nou două piciorușe scurte. Deci vedeți că am făcut aceste grupuri doar între piciorușele duble. Da? Deci nu mai facem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci aici vom face un loc de lanț și ne vom prinde cu două piciorușe scurte. 1, 2. Ne întoarcem, luăm jeteu și în locul de aici, da, în locul de aici, când ne întoarcem, vom face piciorușele duble. Apoi un loc de lanț,
Din nou picioruș dublu. Și mergem așa până aici, apoi aici mergem cu piciorușe scurte, aici vom merge din nou cu ciorușele duble. Deci după ce am mers cu piciorușele duble, venim înapoi cu modelul cu grupuri de piciorușe scurte, iar aici vom face ridicătura. Da? Asta este ultima ridicătură. Pentru că vom veni doar cu încă un rând de piciorușe duble până aici, apoi vom merge cu piciorușe scurte până la capăt. Deci facem din nou ridicătura aici, mergem cu piciorușe scurte până aici, venim înapoi și când mergem, mergem și facem modelul. Deci când am venit cu grupajul acesta, am mers cu piciorușe scurte, am venit înapoi. Acum mergem înapoi și vom începe modelul. Da. Ups. Așa. Facem un loc de lanț și vom lua în prima gaură. Facem loc de lanț și mergem așa până la capăt. Apoi ne ridicăm cu două piciorușe scurte și venim din nou cu rândul de piciorușe duble. Două piciorușe alunecate, am vrut să zic. Ne prindem. Ne prindem de margine cu două piciorușe alunecate. Luăm jeteu și în primul spațiu facem primul picioruș dublu. Un ochi de lanț, picioruș dublu. Și mergem la fel până în partea aceasta. Deci aici vom merge cu piciorușe scurte, pe partea aceasta vor fi piciorușe scurte, iar aici dincoace înapoi va fi picioruș dublu, deci mergem cu rândul acesta. Aici când mergem cu piciorușele duble, doar la primul rând am lăsat una liberă, acum la următoarele nu mai lăsăm, împungem din prima pentru ca să nu se tragă prea în față călcâiul. Da, și mergem cu piciorușe scurte, apoi cu piciorușele duble. Acum, când am ajuns cu piciorușele duble la capăt, vom face doi pași alunecați. Și ne întoarcem. Și în primul ochi, în primul picioruș dublu, vom face primul piciorul scurt. Aici unde este lanțul, vom face și aici un piciorul scurt. Și mergem așa până pe partea cealaltă cu piciorușe scurte. Deci nu vom mai face ridicătura aici, mergem cu piciorușe scurte până pe partea. Acum când am ajuns la capăt, deci suntem aproape de capăt, așa. Băgăm croșeta, tragem bucla, tragem și prin cea de pe croșetă, tragem încă o dată bucla și
e în firul. Așa. Acum vom începe partea de jur împrejur. Și vom face în felul următor. Voi știți că eu întotdeauna încep, când fac de jur împrejur, din partea interioară a tălpii. Și vom merge cu piciorușe scurte. Vom merge cu piciorușe scurte de jur împrejur. Deci peste partea din față. Deci mergem cu piciorușe scurte de jur împrejur. Aici vom prinde și firul și vom ajunge din nou aici. După ce am mers de jur împrejur cu piciorușe scurte, ajungem aici, împungem în primul picioruș, facem pas alunecat, facem un ochi de lanț și lăsăm unul liber în următorul, tragem bucla și vom face piciorușul racului. Da? Deci unul lăsăm liber, ținem de fir, tragem bucla. Vedeți că băgăm din exterior, ținem de buclă, unul lăsăm liber, următorul, tragem bucla și tragem firul prin amândouă. Și din nou, una liberă. Una liberă. Și mergem așa de jur împrejur. Acum am ajuns la capătul rândului și cu piciorul la racului. Tragem o buclă. Tăiem firul și îl vom ascunde prin lucrătură. Așa. Apoi mai rămâne să punem aceasta. Sau dacă voi să vrei să faceți altceva, sunteți libere să puneți ce doriți. Acesta este modelul meu și vă doresc spor la treabă.